găsit la o nouă emisiune Curaj Feminin. Nadia Spătariu sunt, ai din studioul Alba Carolina TV. Astăzi vom vorbi despre artă. Ce înseamnă grafician? Este un pictor? Este un simplu artist? Așa cum îl numesc americanii, poate fi sau poate avea mai multe arii de interes. Unii produc artă pentru că au o meserie, alții fac acest lucru ca un hobby sau pentru că din dragoste, fără interes, ci doar pentru că talentul și pentru că au curaj de foarte multe ori și bună dispoziție de a pune și de a arăta nouă spectatorilor ceea ce vor ei să ne arate, sufletul lor, gândurile lor care sunt cuprinse pe pânză. Astăzi vom vorbi cu un artist drag mie. Bine ai venit, Geta, la noi în studio. Bine, te-am găsit, Nadia, și mulțumesc pentru invitația de a participa la emisiunea ta în această seară. Eu te știu de foarte mult timp și cred că o parte dintre telespectatori, cu siguranță. Bine, te știu din alt mod, să spunem, în primul rând, având în vedere că ai fost cadru didactic, da, educatoarea fiului meu cel mare, persoana de care, să spunem, copiii de mici se îndrăgostesc, pentru că educatoarea după mama este prima dragoste, nu? Cea mai importantă femeie din viața lor după mama, da. Hai să vedem cine ești tu. Eu sunt, în primul rând, fiica părinților mei. Se spune că fiecare copil, atunci când este trimis pe pământ, este trimis părinților pe care acesta îi merită. Sau, este, sau... Crezi că este adevărat, dacă tot a venit vorba, că noi, ca și copii, ne alegem părinții? Nu știu, dar dacă ar fi fost să caut pe tot pământul ăsta, cred că n-aș fi găsit părinți mai buni decât părinții pe care i-am eu și... Sper să fie mândri de mine în viața asta, să fie bucuroși că m-au primit pe mine. Să știi că ești prima invitată care spune acest lucru în descriere, să spunem. Ceea ce o să și notez, pentru că este un lucru care îmi place foarte mult. În al doilea rând sunt mamă. Cel mai mare cadou pe care mi l-a dat viața a fost și este fetița mea, Ana. Sunt și cadru didactic de mulți ani, din 2000, de când am terminat liceul. Am făcut o pauză de 5 ani în care am fost cadru militar, dar mi-am dat seama că tot meseria de educatoare mi se potrivește mai bine și m-am întors la catedră. Și sunt și artist din pasiune, așa cum am zis în mai multe rânduri. Nu am studiat artele, dar întotdeauna mi-a plăcut să desenez, să pictez și de câțiva ani, din 2013, îmi ocup destul de mult timp cu pictura și cu grafica. De copil îți doreai să pictezi sau te-ai manifestat într-un fel? Întotdeauna mi-a plăcut să desenez. Mi-aduc aminte că educatoarea mea, care la rândul ei picta foarte, foarte frumos, mi expunea desenele și le spunea părinților la ședința cu părinții să știți că pictează foarte bine. Mai târziu, învățătoarea mea îmi spunea, Geta, lasă-o încolo matematică și apucă-te de pictură. Asta pentru că nu eram prea grozavă la matematică, sunt convinsă. Am studiat desenul și în liceu, 5 ani fiind profil pedagogic, deci am cam pictat. Dar nu te-ai gândit, să spunem, să urmezi această cale din timpul liceului, să spunem? Mi-ar fi plăcut, dar îmi plăcea și liceul pedagogic, îmi plăcea profesia de dascăl și am zis că artele le pot studia ulterior și chiar îmi doresc în viitor, când mai crește fetița mea și îmi permite timpul altfel, să urmez o școală populară de arte. Doamne ajută, și așa cum te cunosc eu pe tine, sunt convinsă că vei face lucrul acesta. Și știi cum se spune, niciodată nu-i târziu, atâta timp cât ai un vis,
Cu siguranță drumul se deschide și îl vei putea urma. Da, da, și eu sunt de aceeași părere. Cum ajungi artist? Nu știu exact. Eu ți-am zis, sunt artist din pasiune. Nu mă consider un adevărat artist. Eu pictez, desenez pentru că îmi place, ceea ce îmi place, în general, când mă impresionează ceva în mod deosebit, așa cum sunt oamenii, m-ai văzut și la expoziție, muntele, pădurea sunt printre temele preferate de mine în grafică și în pictură. Eu știu că tu pictai camere pentru copii sau și încă o mai faci, și tu de la grădiniță, chiar atunci parcă îmi amintesc că ai zugrăvit într-un fel, da? Sala de clasă a copiilor. Da, am început cu holul grădiniței de la pianu. Era un hol foarte mare și alb și într-o zi am început să desenez pur și simplu. A fost, de fapt, primul perete pe care l-am desenat, acum pot să spun, în 2002. Și mi-a ieșit și mi-a plăcut și a plăcut tuturor. Deci tu că și copiii au fost foarte încântați. Da, păi altfel arată Bambi în pădure decât un perete alb. Da, da, am pictat multe camere pentru copii și mai pictez. Cum ai descoperit această dragoste pentru a picta, să spunem? Uite, chiar și pentru copii, camerele copiilor. Păi când am în primii ani de învățământ, era foarte dificil cu materialele didactice. Nu se găseau cum se găsesc acum, cu un singur click pe Google, poți să găsești orice. Trebuia să le confecționăm noi, toate materialele didactice. Și atunci, vrând nevrând, trebuia să pictez, să desenez. Și așa am început. Au venit și copiii, să spunem, cu idei? Sau ai fost tu doar creatorul? A, nu, copiii tot timpul vin cu idei și acum vin cu idei și, bineînțeles, preferințele lor sunt legate în special de desenele animate pe care le urmăresc, de filmele pe care le văd, de poveștile pe care le aud și atunci, da, trebuie să ținem cont, evident, de părerea lor întotdeauna. Eu știu că fiul meu a fost foarte încântat, bine, eu nu sunt, să spun, am un talent și atunci mi-am scos pe coala a trei și le-am desenat, știi, camera copiilor până la urmă, pentru că a avut un exemplu și cu mami nu are talent. Am făcut ce am putut, cu Indigo, cu așa mai departe, dar știu că am pictat și noi împreună pentru că ne-am inspirat de la tine. Uite, vezi, n-ai știut lucrul ăsta. N-am știut. Dacă tot tu ai spus prima dată că atunci ai pictat la pianul primul perete. Da. E, acum e rândul meu pentru mărturisire, nu? Ok, bun. Hai să vedem, totuși, cum ai ajuns să și pictezi? În 2013, fetița mea avea câteva luni și am văzut pe internet un concurs cu ocazia zilei de 15 ianuarie, zilele Eminescu, în Sebeș. Un concurs de Ex Libris organizat de Asociația Artrad din Sebeș și de Cenaclul Sunetul Muzicii. Și am trimis și eu trei lucrări, fără să cunosc oamenii, pentru că eu am plecat în 95 din Sebeș și nu prea cunoșteam de fapt asociațiile astea deloc. Și am primit un telefon după câteva zile să mă invite la un vernisaj unde mă vor premia. Am primit locul întâi pentru Ex Libris. Prima dată am crezut că e o glumă, dar chiar vorbeau serios. Și după ce am stat de vorbă, m-au invitat să particip la niște ateliere organizate de Doris Susan la Artrad. Despre ce erau lucrările tale? Ex Libris, legate de opera și viața lui Eminescu. Și din astea erau inspirate. Grafică, da, exista vreo temă, trebuia să urmărești anumite aspecte pe care trebuiau îndeplinite? Sau... Nu. Era o temă la alegere, un Ex Libris inspirat de opera lui Eminescu. Asta am și făcut de altfel. Dar grafică în tuș. Așa am început, fără să-mi dau seama cât de mult o să-mi placă ulterior. Și am început să particip la atelierele organizate de Dori, mi-a plăcut foarte mult, am cunoscut fete faine acolo cu care pictam
Și așa am ajuns, am prima expoziție personală în iulie 2013 la Sebeș. De repede, pot să spună unii, adică dacă având în vedere că în ianuarie a fost pentru prima dată premiată, da, doar în câteva luni. Participam în fiecare zi de luni, două, trei, câteodată chiar și patru ore, cât îmi permitea fetița mea, care era foarte mică. Și da, am lucrat mult în perioada aceea, dar era o perioadă de căutare. Adică nu știam exact ce stil să-mi aleg, ce mi se potrivește mai bine sau unde nu eram stăpână pe mine. Încercam mai multe tehnici. Din asta se și numea tentative în căutarea destinului. Îmi căutam o tehnică de lucru. Am încercat acuarela, am încercat pastelul, am încercat acrilul, uleiul și, evident, și grafica în tuș, care mi-a plăcut cel mai mult. Asta care ți-a rămas la suflet. Mi-a rămas la suflet și va rămâne pentru tot restul vieții, asta sunt convinsă. Ai mai avut și mai multe expoziții colective, să spunem. Da, am participat cu lucrări la mai multe expoziții organizate și de Dori Susan. Au fost niște saloane internaționale organizate la Sebeș de Dori și de Artrad. Și am trimis și la galeriile Elit Profi Art din București. Cu expoziția Tentative, în căutarea destinului, ai avut o apariție așa demnă de filme? Da. Despre ce? Haide să ne povestești puțin, te rog. Deci și intrarea asta de care vorbești tu a pornit de la o glumă. Dorim tot zicea, măi, hai să îți faci o intrare așa mai deosebită. Locația o știam, mi-am ales curtea muzeului din Sebeș pentru că este superbă, cu copacii aceia uite, mari. Uite, despre această imagine este vorba. Și Dorim zicea, uite, este o caleașcă, nu știu cine avea în Sebeș o caleașcă foarte frumoasă. A zis Dori, decât să intru în caleașcă, mai bine intru pe cal. Și pornind de la gluma asta am început să căutăm și am ajuns să intru în curtea muzeului pe cal. Da, a fost o intrare frumoasă. Ca o regină, ca o prințesă, să spunem. Nu știu exact, ca un călăreț pe cal atât. Oricum aveam emoții încât cred că n-am realizat în momentul respectiv ce se întâmplă. Oricum a fost o apariție frumoasă, zic eu, și impresionantă în același timp. Da, da. Ce dorești să transmiți prin arta ta? Emoții. Emoții de orice fel. Câteodată tristețe, câteodată bucurie, câteodată entuziasm. Vreau să transmită ceva. Dacă nu transmit nimic prin tablourile mele, înseamnă că nu am reușit să pun acolo nimic. Dar cu siguranță transmiți. Adică cei care privesc, cei care le privesc, văd, de exemplu, și în expoziția, în vernisajul de tuș, de grafică de tuș, care se numește De Suflet, care a avut loc în data de întâi, vezi fiecare trăsătură a omului. Și bineînțeles că fiecare are o poveste. Uite aici, de exemplu, despre cine este vorba, despre te rog. Marta, o călugăriță pe care am cunoscut-o de o frumusețe ieșită din comun. Zâmbetul și, nu știu cum, liniștea sufletească, parcă așa ne transmit. Adică nu e, cel puțin. Da, așa este. Nu știu dacă ai reușit să citești povestea ei. Marta își dorea de copil să ajungă la mănăstire. N-a fost lăsată de părinții ei foarte înstăriți din zona Dobrogei de undeva. Au căsătorit-o cu feciorul unor prieteni la fel de înstăriți, dar ea n-a vrut să ducă o asemenea viață. A fugit de la o mănăstire la alta până a ajuns la noi în Ardeal și timp de 20 de ani n-a reușit să-și facă curaj să-și revadă părinții. Abia după 20 de ani a căutat. A fost un timp de remușcări pentru ea, dar așa cum scriam și în album, totodată a fost
timp în care ea a fost convinsă că face ceea ce trebuie, că a ales calea dreaptă. Și mi-a povestit toate astea pentru că eu eram într-un moment mai dificil al vieții mele și îmi căutam calea. Și îi spuneam cumva neîncrezătoare, că i-am zicea, o să-ți găsești calea, trebuie să deschizi ochii. Și ziceam, dumneavoastră vă este ușor să spuneți, pentru că ați știut de la început. Păi da, dacă să ajung să fiu liniștită, mi-au trebuit 20 de ani. Nu, dar era de o blândețe ieșită din comun, avea o liniște sufletească pe care știa să împartă cu ceilalți. Asta am văzut și eu, liniștea și zâmbetul acela calm, împăcarea sufletească până la urmă. Da, asta-i. Cât de important crezi că este pentru noi, ca oameni, aici ești cu... Cu minunea mea. Cu minunea ta. Fetița mea, Ana, da. Cât de important este? Uite aici, mai să mai povestim un pic pe tema imaginilor. Aici sunt imagini din expoziția ta. Aici sunt colegele mele care au venit să-mi fie alături. Da, sunt tablourile expuse, 21 de tablouri. De unde ai cules aceste imagini? Pentru că spuneai la un moment dat că este un proiect de suflet pe care l-am început în urmă cu 10-12 ani. Da, imaginile le aveam, unele dintre ele le aveam cu mult mai mult timp înainte. Întotdeauna mi-au plăcut oamenii și mi-a plăcut să... Da, am observat, nu sunt oameni tineri. Nu sunt oameni tineri. Sunt oameni de o anumită maturitate. Da, asta pentru că oamenii ăștia au în spate o experiență de viață, au să ne transmită ceva. Nu că cei tineri n-ar avea, dar există mai mari șanse să învățăm de la cei mai în vârstă. Nu, așa zicea proverbul, cunoscutul proverb, cine nu are bătrân să-și cumpere. Noi avem în jurul nostru și e important să deschidem ochii și să-i vedem și să-i ascultăm. Pe chipurile lor ridate, pentru că vrând nevrând, adică ridurile îi spun, vin, își fac apariția, vrem, nu vrem. Ce ai găsit? Ei, am găsit viața lor întipărită pe chip, anii de griji, așa cum găsești la Victoria, de exemplu, care a crescut singură 7 copii într-un vârf de munte, sau nopții de plâns, cum găsești la Mara, care și-a pierdut soțul, marea iubire a vieții ei și n-a reușit să își refacă viața și care a trăit toată restul vieții în munte, singură. Era clar că ridurile acelea erau de la nopțile nedormite și plânse după iubirea pierdută. Întotdeauna exista, să spunem, greutăți. Ca și astăzi, adică fiecare ne plângem de anumite aspecte ale vieții, da? Sau, da. Din ceea ce ai descoperit tu, cât sau ce crezi că este mai important? În viață? Da. Cel mai important lucru de care scriam și la bunicii mei, de exemplu, în povestea despre copilărie și bunicii mei, cred că este cumpătarea și cred că este important să fim mulțumiți de ceea ce avem, recunoscători, să ne bucurăm pentru lucrul acesta, că mereu ne dorim altceva și am fi veșnic nefericiți dacă ne gândim tot timpul am vrut lucrul ăla și nu l-am obținut. Nu, trebuie să fim fericiți pentru ceea ce am obținut până acum. Cred că din asta vine o mulțumire cu ceea ce avem. Cât de important este să fii împăcat cu tine? Pentru că am vorbit de împăcare. Da, este cel mai important să fii împăcat cu tine. Citeam nu de mult
o carte scrisă de profesorul Dulcan. De fapt, n-am terminat-o, este pe noptieră acasă. Știi că este întrebarea. Da, da, da. Cartea de pe noptieră. Da, este vorba despre mintea de dincolo a profesorului Dulcan și dânsul spune la un moment dat cât este de important atitudinea ta de când te trezești dimineața, de tine depinde starea ta, energia pe care o împarți celorlalți sau pe care o primești de la ceilalți, totul pornește de la tine. Zice, este un exercițiu simplu să realizezi că ești încruntat și să-ți destinzi fața, să zâmbești și deja ai o altă stare. Și făcând lucruri mărunte de genul acesta, zi de zi, ajungi să fii mulțumit. Adică chiar dacă mergând spre serviciu te trezești că cineva te supără în trafic sau... Acum, în trafic, într-adevăr, se întâmplă frecvent. Da, e mai bine să le zâmbești decât să îi înjuri. E mai la îndemână să îi înjuri ce-i drept, dar poți să zâmbești și să nu-ți strici și ție ziua. Pentru că ai vorbit de minunea ta, cum este să fii și mamă, da? Și să și lucrezi full-time, cum spui tu? Da, păi asta a fost una dintre deciziile pe care le-am luat în momentul în care m-am întors la catedră. Ana a fost unul dintre motive, pentru că profesia de dascăl îmi permite să îmi petrec mai mult timp cu copilul meu. Este foarte bine. Se îmbină foarte bine și profesia și faptul de a fi mamă. Ești pusă de foarte multe ori să iei decizii. Și mai ales și pentru copilul tău și pentru ceilalți copii. De unde știm care este decizia corectă și cum o luăm? Păi nici nu-i sigur că luăm întotdeauna cele mai bune decizii. Asta vedem după repercusiuni. Dar ca și mamă, mi se pare că este mult mai dificil să iei decizii. În calitate de dascăl este un pic diferit. Adică la grădiniță transmit copiilor cunoștințe, îi ajut să-și formeze deprinderi și priceperi, dar deciziile importante le iau părinții lor. Din asta, ca și mamă, mi se pare că este mult mai greu și este o responsabilitate foarte mare, mai ales în zilele noastre. Să știi că de multe ori îmi pun întrebarea cum e cel mai bine să-mi cresc copilul. Ca și tine, cu siguranță multe mame își pun această întrebare. Și cât de mult trebuie să ne implicăm în educația copilului? Foarte mult. Cel puțin în primii ani de școală trebuie să fim acolo lângă ei tot timpul. Și pentru deschiderea drumului în viață, știm noi ca părinți ce este mai bine pentru copilul nostru? Păi nu știu dacă trebuie să decidem noi lucrul ăsta. Putem să-i îndrumăm, putem să le fim alături și să observăm ce le place. Dar cred că e important să îi lăsăm să-și aleagă singuri calea, să facă sau să aleagă o profesie spre care au înclinație și care să le placă. E foarte important să faci în viață ceea ce îți place. Cum crezi că ar trebui să fie o relație părinte-copil în zilele noastre? Auzeam mămici care spuneau că sunt... Știi că auzim tot felul. Eu sunt prietenă. Bune, da. Prietene. Sper ca eu să fiu cea mai bună prietenă a fiicei mele, dar nu poate să fie ea cea mai bună prietena mea, pentru că odată trebuie să reprezint o autoritate pentru ea, altfel adică eu nu da, eu ca lucrurile. Și părinte nu pot în același timp să împărtășesc copilului meu. Exact, problemele, necazurile, grijile astea, cred că trebuie ținute totuși departe de ei, măcar până mai cresc puțin. Dar în schimb trebuie să copilul să aibă încredere în mine și exact. Să încercăm să spunem să fim prieteni din punctul lui de vedere, da, nu? Exact, da. Suntem prieteni, dar așa cum ziceai și tu, măsura în care el ne împărtășește problemele și putem să-l ajutăm prin prisma experienței noastre,
dar nu să-l împovărăm pe el cu grijile și problemele pe care le avem noi. Bine, mă gândesc acum în momentul în care am o reușită, da, sau mi s-a îndeplinit un vis. Adică pot să-l împărtășesc și să ne bucurăm împreună. Evident. Uite, mami, da, eu am reușit lucrul acesta și am venit prima dată la tine, sau nu știu. Da, pe evenimentele pozitive cu siguranță, da. Și tot felul de experiențe pe care le trăim împreună, dar mă refeream strict la griji, uh-huh, că mai auzeam mămici care le spuneau copiilor că nu au bani să-și plătească, știu eu, curent, gaz. Mie mi se pare că totuși chestiile astea trebuie ținute departe de copii. Să se gândească și ei. Sunt copii care sunt foarte sensibili și atenți la toate cuvintele pe care le zic părinții și atunci poate să se simt împovărați. Exact, și pe ei cu problemele astea. Ce înseamnă timp dedicat copilului meu? Pentru că în era noastră, să spunem, în care plecăm la serviciu dimineața și ne întoarcem foarte târziu, sau mai sunt părinți care mai au un al doilea job, cum ne împărțim? Eu reușesc, din fericire, să-mi petrec foarte mult timp cu copilul meu și în fiecare zi, de altfel, weekendurile sunt ale noastre, vacanțele le petrecem la fel împreună, la munte, am deprins-o și pe ea cu cățărarea, cu drumețiile de kilometri lungi prin pădure. Probabil că are acolo și o moștenire genetică, dar sunt și deprinderi formate de când era foarte mică. Și atunci, da, ne petrecem mult timp împreună. Zilnic pictăm, citim, până acum îi citeam eu, acum începe și ea să citească. Și chiar și la treburile casnice vine, nu pot să-i spun că îi cer foarte mult, dar câte puțin, ca să nu existe tentația televizorului sau a calculatorului în exces. Bine, că oricum există aceste tentații. Nu spun că este interzis, dar mai ales în timpul școlii, o jumătate de oră la 2-3 zile pentru ea este suficient, înțelege că sunt lucruri mult mai interesante de făcut. Construiește puzzle-uri, modelează, pictează foarte mult. Te moștenește pe tine în acest sens? Eu sper că da. Îi place să picteze. Nu de foarte mică. De fapt, dacă mă gândesc, de vreun an a început să picteze. Având și în vedere că te-a avut pe tine model, adică... Da, da. Păi pictează și ea. Cutii pictează de mult. Mai ia câte una și nu-mi spune și mă trezesc că e pictată. Dar acum, după expoziție... Îmi zicea, știi, mami, mi-a plăcut foarte tare expoziția ta, vreau să-mi fac și eu o expoziție. Câte lucrări ai avut? Zic, 21. O să fac și eu 21. Și ziceam, uite, dacă vrei, de ziua ta organizăm cu copiii o expoziție pentru tine. E, dar nu vreau așa, eu vreau cum ai avut tu, cu oameni. Adică nu cu copii. O să văd ce va fi. Măi, e important să aibă astfel de țeluri și de vise, nu? Păi, eu o încurajez în orice vrea să facă, indiferent. Acum, totuși, sper să aibă dorințe rezonabile, că zicea că ea vrea să ajungă în spațiu. Sper că totuși nu vrea să meargă în spațiu. Dar să aibă expoziție, prima expoziție, nu? Vrea neapărat să ajungă în spațiu, îi susține și în sensul ăsta, ce să zic, nu știu. Pentru că ai vorbit de bucătărie, crezi că, acum, din punct de vedere... și al meseriei tale, nu neapărat doar al părintelui, să spunem. Crezi că este indicat și pentru băieți să implicăm noi ca mame care avem băieți, să implicăm în bucătărie? Aici mi-ai pus o întrebare destul de dificilă, pentru că mie nu-mi place bucătăria, nu-mi place să gătesc. Da, dar până la urmă vrem. Mama mea mă chema până pe la 20 de ani, hai să înveți și tu ceva, că o să-ți vină rândul să te măriți și zic, lasă că o să învăț atunci. Da, preferam, sau oricând prefer să citesc o carte decât să gătesc, nu îmi place. Și gătesc de când a apărut fiică mea, înainte n-am fost nevoită. Și acum, din fericire, nu are foarte multe preferințe culinare, așa că rețetele pe care le-am învățat pentru ea le știu foarte bine.
Dar cred că din cauza asta, pentru că pe mine nu m-au obligat părinții și bunicii să fiu acolo activă în bucătărie, cred că din asta nici eu nu insist foarte tare. Dar cred că e indiferent dacă e fată sau băiat. Cum de altfel știi, sunt băieți și eu sunt convinsă că sunt bărbații sunt mai buni bucătari așa decât se spune, femeile. Da? Da, eu am întâlnit bărbați care gătesc de cel puțin 1000 de ori mai bine decât mine. Bravo lor, îi felicităm și nicio problemă, adică bucătăria este n-avem lor. N-avem nimic împotrivă. Cât de mult contează promisiunea făcută copilului? Adică dacă îi promitem, să spunem, sau nu neapărat promitem, dacă îi spunem că o să facem un anumit lucru sau o să mergem într-un anumit loc, cât de important este pentru copil, ca noi, ca părinți, să ne respectăm acest cuvânt? Eu cred că nu are importanță dacă promitem unui copil sau unui adult. Este același lucru. Să știi că unul dintre principiile mele este să nu promit decât dacă sunt foarte convinsă că pot să mă țin de cuvânt. Același lucru am făcut dintotdeauna și același lucru îl fac și cu fiică mea. Adică niciodată nu-i promit ceva de care nu sunt sigură. Doar ca să o liniștesc pe moment. Bine, sau... nu neapărat cuvântul promit. Știi cum se spune în Biblie, cuvântul tău să fie da și ce nu, nu. Adică nu da, neapărat. Da. Dacă ai spus un lucru. Da, deci este foarte important. Foarte important. Și noi ca și părinți, adică atât în vedere că ne dorim ca copilul nostru să-și respecte, nu? Tot ceea ce spune, până la urmă trebuie să fim un exemplu. Da, n-am putea să le pretindem lor să-și țină promisiunile dacă noi nu ni le ținem, evident. De unde știm noi, ca și părinți, da, că acesta ar fi drumul copilului meu? Ai spus că ei aleg, dar cât trebuie noi să-l susținem? Acest lucru se învață datorită profesiei tale sau așa pentru că așa consider că este bine? Nu știu dacă are legătură cu profesia. Eu cred că trebuie să ne încurajăm copilul pe calea pe care și-o alege, pentru că acolo va fi cel mai bun. Dacă aia îi place, aia își dorește și își urmează calea respectivă, înseamnă că aia este cea bună și o va face cum trebuie. Dacă nu, este greșeala lui, adică nu poți să-l obligi să fie contabil dacă nu are habar de matematică sau nu-i plac cifrele, nu are o rigurozitate, atunci lasă-l să fie, știu eu, muzician sau artist sau orice altceva. Dar știi că de foarte multe ori spunem că noi ca și părinți vrem ca copilul nostru să fie bine, da, și poate ne gândim că o meserie în care este mai... din punct câștigă de vedere financiar, da. Bani sau... Păi... este mai ușor pentru el în viață, să spunem. Da, mama, de exemplu, vroia să fiu contabilă și bunicii mei. Și de asta am și dat exemplu înainte. Mie nu mi-a plăcut matematica și nu mi-au plăcut cifrele și din asta vroiam să fiu educatoare. De când eram mică, îmi înșiram acolo jucăriile și le dădeam câte o foaie, le dădeam să scrie ceva. Evident că tot eu scriam, tot eu corectam. Și m-au încurajat ai mei. Mi-ar fi plăcut să fac școala de arte, dar totuși am înclinat spre, cum ziceam, spre liceu pedagogic, pentru că artele am timp să le fac. Prin activitatea ta zilnică te intersectezi cu oamenii, copiii. Acesta este, să spunem, domeniul tău de activitate. Care crezi că este modalitatea de comunicare cea mai bună? Importantă este comunicarea, sub orice formă ar fi ea. Cu copiii este mai simplu, pentru că copiii sunt foarte direcți și foarte sinceri. Ce bine ar fi și noi ca părinți să fim, sau ca adulți să fim așa. Da, da. Eu, din păcate, nu sunt foarte diplomată când vorbesc cu adulții, pentru că sunt învățată să vorbesc cu copiii și dacă un copil consideră că azi îmi stă urât cu salopeta, am zicea la un moment dat un copilaș, m-am dus într-o salopetă de blugi de care eram foarte mândră, îmi plăcea cum îmi stă și a zis, ce te-ai îmbrăcat astăzi de parcă ești un cowboy?
Și zic, dar ce, nu-i frumos? Păi nu, era bine să te duci așa la fermă. Deci copiii chiar spun ce simt și, din păcate, am avut mult de pierdut din cauza asta, pentru că vorbesc exact ca și copiii, adică sunt tot la fel de directă. Și oamenii nu sunt pregătiți să li se spună lucrurile în față, verbe oare în față. De ce? De ce trebuie să îmbrăcăm într-un fel, să spunem? Nu știu, eu zic așa, să mai povesteam cu prietenele mele, nu-mi place să fiu pe după leuștean, adică le zici așa. E greu să ți se spună adevărul, știi, ca adult. Nu știu de ce. Eu prefer să mi se spună. Și eu la fel. Dar nu toată lumea așa. Păi până la urmă, cred că faptul că ocolim anumite lucruri este o minciună mai omogenizată, să spunem. Da, mai voalată. Da. Nu știu ce să zic. Așa sunt oamenii. Ce înseamnă succes pentru tine și cum l-ai descrie? Nu știu ce să zic, cum l-aș putea defini, dar cred că în fiecare moment al vieții noastre ne propunem ceva. Adică așa ar fi normal, să tindem spre ceva. Și în momentul în care am ajuns acolo, putem zice că am avut succes, adică măi, am reușit să fac și asta. De exemplu, am fost invitată de niște prieteni în urmă cu un an și jumătate, doi, să mergem pe vârful Negoiu. Nu sunt eu foarte sportivă de felul meu, dar rezist pe kilometri. Având în vedere aspectul tău, da, adică nu tot așa zice că măi, reușești. Și a fost o provocare pentru mine, adică mi-am dorit să ajung acolo. N-a fost ușor, dar am ajuns. Și pentru mine a fost un mare succes în momentul respectiv. Nu știu dacă nu... Mihai Eminescu zicea la un moment dat, dar nu vreau să citesc greșit, că nu este foarte greu să obții succesul, important, sau greu este să-l meriți. Și acum, după ce am atins un vârf de 2500 și de metri, succes ar fi să-l depășesc. Este greu să te menții acolo. Cred că pentru fiecare, cum ai spus tu la un moment dat, succesul înseamnă altceva. Da, da. În orice domeniu poate să fie un succes. Și pentru mine, un anumit lucru nu are importanța care o are pentru tine, sau evident, invers. Evident, da, da, fiecare le avem pe ale noastre. N-are rost să ne comparăm cu ultramaratoniști sau știu eu. Trebuie să ne punem țeluri, cum ai spus tu acum, mici, adică să le putem atinge? Nu neapărat. Nu neapărat. Putem să ne punem țeluri mai înalte, dar e nevoie de mai multă muncă ca să ajungem acolo. Cum ai descrie curajul? Și dacă a trebuit să dai dovadă de curaj? E greu. Da, e nevoie de curaj în fiecare zi când te trezești și vezi că plouă cu găleata și trebuie să ajungi la timp la serviciu și trebuie să duci și copilul în drum spre serviciu la școală. Și e nevoie de curaj. Foarte aglomerat. Da, da, da. Da, e nevoie de curaj să intri în trafic dimineața la 8 fără un sfert. E nevoie de curaj tot timpul. Optimist sau pesimist? Optimist. Totdeauna. Întotdeauna. Întotdeauna. Ai fi perfectă dacă... Nu știu. Sau ce nu-ți place la tine? Hai să vedem. Dacă ai un lucru pe care l-ai schimbat la tine. E, dacă aș putea să-mi mai pun vreo 10 centimetri în înălțime, asta avem aș face. Tocuri. Să ajung și eu la raftul de sus din bucătărie. Dar nu, n-aș schimba. Altceva n-aș schimba la când mine. Când eram mică și eu aveam complexul ăsta, acum nu mai. Nu este un complex, dar dacă ar fi să zic ceva, asta ar fi singurul lucru. Cum ai descrie perfecțiunea? Mie nu-mi plac lucrurile perfecte. Din asta cred că nu... N-am căutat niciodată perfecțiunea, nimic.
Este un fel, pentru că ai zis că nu prea îți place în bucătărie, este vreun fel de mâncare pe care le-ai mânca oricând? Nu prea sunt o gurmandă. Mănânc pentru că trebuie, dar nu pentru că îmi place. Mănânc ciocolată cu plăcere, da. Și la orice oră. Ce bine că unii au avantajul de a mânca ciocolată oricând și oricum. Da, gene bune și metabolism bun. Dar asta e moștenire, nu este meritul meu. Pentru că iubești oamenii, ce-ți plac la ei sau ce nu-ți place? Îmi place sinceritatea oamenilor și bunătatea, pentru că sunt oameni deosebiți în jurul nostru. Dar oare îi vedem? Dacă deschidem ochii, da. Păi bine, bine, acum Cârcotaș ar spune, păi deschidem ochii dimineața, nu? Mergem, ne spălăm pe ochi și îi deschidem. Cum să-i deschidem? Uite, astăzi, de exemplu, mergeam spre serviciu și era un băiețel pe bulevard, stătea pe o bancă și era destul de îngândurat. L-am văzut de la distanță și s-a apropiat un bătrân de el și l-a întrebat, te simți bine? Ți-e rău? Pot să te ajut cu ceva? E, trecând așa pe lângă ei, poți să nici nu observi chestia asta, știi? Da, dacă suntem un pic atenți în jur, vedem. Pentru că de obicei mergem grăbiți, da? De obicei suntem fiecare cu gândurile noastre, poate ni se întâmplă să ne întâlnim cu cineva pe stradă și să nu-l observăm, știi? Deci doar când ajungem în dreptul acelei persoane. Sunt de multe ori printre cunoscuții noștri, că povesteam la un moment dat după expoziție cu o colegă și zice, măi, văzând expoziția ta, mi-am adus aminte de vecinul nu știu care, de bătrânica ce stătea peste drum și care ne dădea mere. Și nu m-am gândit niciodată la ei până acum cu expoziția ta. Da, să știi că ai mai transmis lucrul ăsta chiar și mie și cred că multor care au vizitat și au văzut expoziția ta. Mă bucur dacă a fost așa. Adică fiecare ne-am adus aminte de cineva drag. Poate în chipul cuiva sau poate în privirea cuiva am regăsit o privire dragă sau un zâmbet sau o grimasă. Nu știu, deci pe mine oricum m-au trecut fiorii, să spunem. Mă bucur dacă a fost așa. Înseamnă că și-a atins scopul expoziția mea. Pentru că înainte să expun lucrările, când le văzuseră doar câteva persoane apropiate mie, m-am gândit, măi, bătrânii ăștia înseamnă atât de mult pentru mine, mi s-a atât de dragi, dar pentru restul lumii poate să nu însemne nimic. Din asta am Sunt scris, niște chipuri pentru unii, da, să spunem. Da, din asta am scris și povestea lor, ca să-i apropii de privitori. Și în album lansam invitația de a vă gândi la bunicii voștri, la părinții, la profesorii, vecinii sau orice persoană care a avut o influență sau a avut un cuvânt de spus în formarea voastră ca adulți. Cu siguranță pentru majoritatea, adică în cazul meu, să spunem, a fost bunica de care mi-am adus de foarte mult, pentru că până pe clasa 8-a toate vacanțele eram aproape acolo și atunci, clar, majoritatea cei care au avut bunici, să spunem, și-au adus aminte, dar nu neapărat. Poate, de exemplu, știu că aveam o vecină care mergeam și în zilele de post ne dădea mămăligă cu dulceață. Sau fiecare avem pe cineva drag din copilărie de care ne aducem aminte sau cu siguranță. Deci mie mi s-a întâmplat acum. Asta a fost motivul pentru care totuși am expus. Ca oamenii să-și aducă aminte de cei dragi sau de cineva. Dacă în vâltoarea vieții uităm, da, să ne aducem aminte de, cum ai spus tu, de persoane care ne-au format sau ne-au spus un sfat odată sau o poveste, da, sau care ne-au întins o mână. Toate că sunt zile în care ne aducem aminte de ei. Cred că în acele zile ar trebui poate să îi căutăm, dacă mai sunt în viață, da? Sau să le dăm măcar un telefon.
Da, păi nu, trebuie uitați, evident. Da, eu scriam la un moment dat despre dirigintele meu din liceu, care a fost una dintre cele mai importante persoane din viața mea. 5 ani a fost pe lângă diriginte și profesor de română, dar ne-a fost prieten, ne-a fost confident și știa o pedagogie omul ăsta. Și scriam în album că de multe ori când sunt într-un impas, ori ca și dascăl, ori ca și părinte, mă gândesc ce ar face sau ce ar spune dânsul, pentru că întotdeauna avea sfatul potrivit și părerea lui era că nu există problemă fără rezolvare. Și atunci, gândindu-mă intens, câteodată chiar vine gândul bun. Cum mai descrie femeia? Și ce înseamnă? Femeia este persoana fără de care bărbatul n-ar putea să perpetueze specia. Dar femeia este, chiar dacă se spune că e sexul slab, femeia este cea puternică în viață, cea care crește copiii și care îi educă. Are tatăl rolul lui acolo, dar da, fără ei n-am putea avea copii, este, da? Da, este cea care are rolul decisiv în creșterea copilului, asta, la asta mă refeream. Putem fi și noi modele pentru cei din jurul nostru, pentru că tu ne-ai vorbit, de exemplu, de dirigintele tău, care a fost un model pentru tine. Da, da. Putem și noi fi la rândul nostru modele pentru cei din jurul nostru? Păi sperăm să fim modele bune de obicei. Da. Păi la asta ne referim în primul rând. Da. Eu sper să fiu un model pentru fiică mea în primul rând. Pentru copiii de la grădii nu știu exact, pentru că ei încă sunt mici și pentru ei, așa cum ai zis tu, suntem prima dragoste. Nu știu dacă pentru fetițele alea, mai aveam fetițe care ziceau că eu mă fac educatoare ca și Geta, dar uite, de exemplu, fetița mea când era la grădie era topită după educatoarea ei, care era blondă ca și fiica mea și zicea, eu când cresc mare mă fac educatoare ca și Adriana. A, deci nu ca tine. Nu ca mine. Și ziceam, dar și eu sunt educatoare. Nu, că eu vreau să fiu așa ca și Adriana. Dar... totuși, nu știu dacă vreau să mă ia pe mine drept model. Cred că trebuie să-și aleagă drumul ei, indiferent că vorbesc despre profesie, despre familie, despre locul unde vrea să trăiască. Cred că trebuie să-și aleagă locul ei. Cum sunt zilele tale? Diminețile, ai un tabiet așa o, în da, lume? Da, da. Da, beau cafeaua dimineața de mulți ani încoace. Da, ăsta e primul lucru pe care îl fac. Și îmi sun părinții. Deci dacă cumva nu reușesc la prima oră, la următoarea cafea sigur îi sun să vorbesc cu ei. Cât de importantă este legătura cu părinții? Indiferent de vârstă, atâta timp cât îi avem în viață, cât de important este ca să le fim aproape? Sau să ne fie aproape, depinde de caz. Da, păi... eu sunt aproape de ei și ei sunt aproape de mine. Nu știu cum e în alte cazuri, dar eu sunt foarte, foarte apropiată de părinții mei și chiar dacă au ajuns la o vârstă, eu sper să iau foarte, foarte mulți ani alături de acum și să se bucure și fetița mea de bunici, așa cum am bucurat și eu. Ce înseamnă timp pentru tine? Sau mai ai timp pentru tine? Da. Doar pentru tine? Da, am timp pentru mine. De ceva vreme, fetița mea doarme singură. Am reușit această performanță și dacă la ora 9 o pun în pat, urmă este chiar numai timp pentru mine. Adică pot să citesc liniștită, să ascult muzica pe care mi-o aleg eu. Nu că restul timpului în care sunt cu ea n-ar fi și timp pentru mine, pentru că facem lucruri care ne plac amândurora. Dar cam alea sunt momentele în care chiar pot să stau și să citesc
ce vreau eu sau să schițez ceva. Avem nevoie de astfel de momente. Evident, toată lumea are nevoie și sunt momente în care chiar vorbeam cu șefa mea, că ea le mai zicea părinților să-și facă timp numai pentru ei, să lase copiii bunicilor și să iau pauză. Fiecare avem nevoie de timp pentru noi, de încărcat bateriile, indiferent cum vrem să facem acest lucru. Da, este nevoie de timpul nostru. Nu pentru că nu ne-am iubit copiii cât se poate de mult, dar e nevoie de un spațiu al nostru. Indiferent că vrem să vedem un film. Știi că mai sunt persoane care spun, nu am mai fost la un film sau nu am mai citit o carte de... Să fiu doar numai eu, pentru că tot timpul sunt prins în tot felul de activități. E, asta depinde de fiecare, cum își organizează timpul. Și eu particip la tot felul, dar de regulă sunt cu Ana. Acasă facem împreună ce este de făcut, avem timpul nostru, dar îmi fac timp. Are și prietene, mai rămâne 2-3 ceasuri să se joace acolo și atunci da, pot să văd un spectacol în liniște. Cred că depinde de noi. Pentru ce ai face orice sacrificiu? Pentru ea, bineînțeles, pentru fiica mea. Cred că fiecare părinte pentru copii, în primul rând. Ce fel de... Hai să vedem, care este stilul tău vestimentar care te caracterizează? Sau cum îți place? Sau depinde de stare? Sau cum îți alegi? Depinde de vreme, în primul rând. Pentru că eu sunt foarte friguroasă și... mă îmbrac mai gros de regulă, dar ceva care să fie comod, care să fiu relaxată. Nu știu dacă am fost vreodată în pas cu moda, că nu prea m-a interesat și indiferent că s-a spus că culoarea anului este nu știu care, mov sau am preferințele mele, nu știu. Am dat un exemplu. Acum este coral. Mie îmi place verdele, de exemplu, și atunci îmi aleg, am multe haine în garderoba mea verzi. Ceva să fie comod și să-mi scoate ochii în evidență sau culoarea părului sau știu, găsesc ceva care să se potrivească. Când te uiți în oglindă, ce ți spui? Ai așa un dialog cu tine în oglindă? N-am timp de dialoguri în oglindă. De regulă mă uit foarte puțin înainte să plec de acasă, dar asta e de câteva secunde. Nu am timp să... Da, îmi zâmbesc mie în oglindă când mă uit și cam atât. Zâmbetul, pentru că ai vorbit de zâmbet. Cât de important este să zâmbim? Păi, ziceam înainte de... Citeam pe profesorul Dulcan care zicea că totul pornește de la un zâmbet. E foarte important. Chiar dacă avem o zi mai, nu știu, mai ploioasă, să spunem. Dar e frumoasă ploaia. De ce să nu zâmbim? Da, chiar dacă e ploioasă, chiar dacă sunt fulgere, chiar dacă... Ne facem noi ziua mai frumoasă. Începând cu zâmbetul. Ai vreun nas în mânecă în momentul acela, să spunem, să ne aducem zâmbetul? Mai... Folosești o metodă anume? Nu neapărat o metodă, dar... Ne spunea preotul, când eram mici, ne ducea mama la biserică și ne spunea o istorioară care mi-a rămas de atunci în minte. Era un împărat care trăia la extreme. Era când foarte, foarte bucuros, când se întâmpla ceva, era foarte trist. Și și-a chemat el toți sfătuitorii acolo, sfatul bătrânilor, să-i îl învețe cum să facă să nu mai fie nici atât de fericit, nici atât de trist, să reducă cumva extremele alea. Să găsească o cale de mijloc. Unul dintre ei îi face cadou un inel care avea pe o parte un zâmbet și pe partea cealaltă o față tristă și pe ambele părți scria și asta trece. Și zice, în momentul în care ești foarte bucuros, uită-te la inel, vezi zâmbetul, scrie și asta trece, întoarce inelul și o să-ți revii la o stare de mijloc. Mie mi-a plăcut tare mult chestia asta și de multe ori mă gândesc, în momentul în care se întâmplă ceva și sunt foarte, foarte tristă, mă gândesc și asta trece.
E bună de notat să știi că nu am mai auzit această istorioară. Când te-ai simțit cea mai mândră? Cu siguranță ai avut măcar un moment pe parcursul vieții în care să te simți mândră. Nu știu exact dacă ar putea fi vorba de mândrie. Am fost de foarte multe ori bucuroasă și recunoscătoare, mai mult decât mândră. Adică nu știu. Am fost fericită și recunoscătoare când mi-am văzut fetița prima oară. Sunt fericită de câte ori o văd și văd că este bine. Dar nu pot să zic că sunt mândră. E impropriu spus. Pentru că ai vorbit de fericire. Fericirea este greu de obținut? Este doar un moment? Nu, nu. Ziceam și mai înainte cu alte cuvinte. Dacă suntem, uite, însetați, suntem foarte fericiți sau ar trebui să fim că avem un pahar de apă lângă noi. Da, putem fi fericiți din lucruri mărunte. Degeaba așteptăm să se întâmple nu știu ce eveniment sau nu știu ce lucru ca să fim fericiți. Până acolo ne zbatem, ne luptăm și nu vedem lucrurile măruntele, scăpăm din vedere. Există ceva ce ți-ai dorit să faci și nu ai reușit în afară de a studia artele? Ăstea o să reușești cât de curând și te aștept pe canapea, bineînțeles, să ne spui. Cu diploma de absolvire. Cu diploma, da. Așteptăm aici confirmarea. Nu știu, sunt multe lucruri pe care îmi doresc să le fac, dar nu pot să zic că mi-am dorit și n-am reușit. Sunt acolo pe o listă de în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat, nu că mi-am dorit și n-am reușit să fac. Îmi doresc să ajung în Peru, de exemplu. Este una dintre liniuțele alea de la to-do list, știi? Nu știu. Ai o astfel de listă? Da, am. Cât de important să știi că foarte multă lume a început să-și noteze vise, țeluri, dorințe și nu neapărat cât de importantă este agenda, să spunem, sau bilețelele acelea. Cred că ajungi să faci lucrurile alea mai repede dacă le tot vezi. Știi, pui acolo pe frigider de plătit factura aia, dacă le vezi. Asta un exemplu. Așa și cu chestia asta, da, îmi place foarte mult să călătoresc și din fericire am avut șansa să văd aproape toată Europa și vreau să ajung în Peru. Și am zis că dacă văd acolo notat, ajung în Peru, îmi spun chestia asta până când e ceva ce te atrage acolo? Te fascinează? A, nu, este... Îmi place Machu Picchu, am citit multe despre acele locuri și vreau să ajung. Doamne ajută! Ești o femeie frumoasă. Cât de mult contează aspectul exterior și dacă te-a ajutat? Din păcate, societatea în care trăim este de așa natură încât te avantajează aspectul exterior. Oamenii se uită la aparențe, dar ai văzut și tu, sunt emisiunile astea românii au talent, americanii au talent, fiecare naționalitate are talent și apar niște persoane pe care n-ai dat doi bani în mod normal, adică oameni în general, și încep să cânte cu o voce dumnezeiască. Atunci ce mai contează, măi, omul e atât de deosebit. Cred că fiecare are frumusețea lui și asta este numai o barieră de care, din păcate, societatea de astăzi se împiedică. Hai, ultimă întrebare. Ce înseamnă talent pentru tine? Talent? Păi era pilda talanților. Adică talentele sunt chestiile cu care ne naștem. Nu este meritul nostru deloc. Este al lui Dumnezeu sau a Universului. Nici de cum meritul nostru. Și un cuvânt de încheiere, te rog, pentru telespectatorii noștri. Vă doresc, așa cum ziceam și la expoziție de altfel, să vă faceți timp să vedeți lucrurile frumoase din viața dumneavoastră. Natura, oamenii, copiii, florile, tot ce este frumos în jurul dumneavoastră.
Geta, îți mulțumesc pentru că ți-ai deschis sufletul într-un fel aici, în studioul nostru, și îți doresc succes în tot ceea ce ți-ai propus. Mulțumesc încă o dată pentru invitație și ne vedem cu drag. Ne vedem în curând. Mulțumim Casei Florilor pentru aranjamentul pe care ni l-a oferit, un strop de primăvară dulce și gingaș aici la noi în studio. Dragii mei, fiți fericiți, zâmbiți mai des, mulțumiți lui Dumnezeu pentru darurile cu care v-a binecuvântat, bucurați-vă de cei dragi și de fiecare zi. Până data viitoare, eu, Nadia Spătariu, de aici, de la Alba Carolina TV, vă urez numai bine!